Există prea puține cazuri documentate în care cineva aflat într-o asemenea poziție de forță să reușească în urma propriilor decizii să se distrugă pe sine și să-și aducă sfârșitul unei dinastii vechi de 1000 de ani. Această ispravă i-a reușit lui Ludovic al XVI-lea al Franței. Ludovic ajunsese pe tron în 1774 și moștenise antipatia națiunii sale împotriva Marii Britanii. În 1771, tatăl său Ludovic al XV-lea reușise să reducă puterea Parlamentului Franței, transformându-l practic într-un corp de consilieri. Revolta coloniilor americane părea o șansă pentru Franța de a lovi Marea Britanie fără a risca mare lucru. În următorii 5 ani, Franța a trimis ajutoare și soldați care să-i asiste pe coloniștii americani. Acest lucru a făcut probabil diferența. Flota franceză, apărând golful de lângă Yorktown în 1881, l-a obligat pe Cornwallis să capituleze și a garantat independența americanilor. Intervenția lui Ludovic al XV-lea în America a fost o lovitură de politică externă care i-a nemulțumit profund pe britanici, însă pe termen lung a făcut mai mult rău propriei monarhii decât celei britanice. Practic a falimentat vistieria regală. Acest lucru, în schimb, a însemnat că sistemul financiar francez ar fi trebuit modernizat și taxele restructurate, astfel încât pierderile să poată fi acceptate. A fost convocată o sesiune extraordinară a adunării notabililor care să aprobe schimbările. Notabilii au refuzat, lăsându-i regelui o singură soluție, aceea de a convoca stările generale, instituția cu care reprezentanții din toate păturile sociale ale Franței se consulta. Acela a fost momentul în care susținerea și popularitatea Revoluției Americane în Franța s-au întors încă o dată împotriva regelui care o făcuse să aibă succes. Pentru a justifica independența, rebelii americani trebuiau să demonstreze că drepturile omului erau mai importante decât prerogativele oricărui monar. Americanii se refereau la George al III-lea al Marii Britanii, însă ideile lor s-au regăsit și printre cele ale intelectualilor francezi. Când americanii au câștigat din nou cu sprijinul lui Ludovic al XVI-lea, scrierile unora precum Penn și Adams au fost reflectate în cele ale lui Rousseau și ale altor cărturari din Paris. Dată fiind finanțarea și legitimarea unei revoluții împotriva unei monarhii în numele drepturilor omului, n-ar fi trebuit să fie o surpriză faptul că stările generale au avut aceleași opinii. Doar că, de această dată, regele vizat era însuși Ludovic. Stările generale nu doar că nu au aprobat legile pentru care le convocase regele, dar au și început restructurarea întregii forme de guvernământ a Franței pe baza filozofiei lansate de liderii Revoluției Americane. Până în 1787, cel mai puternic rege din Europa devenise un monarh constituțional cu puteri extrem de limitate, date nu de tronul pe care îl ocupa, ci de popor. În 1789, Ludovic al XVI-lea, niciodată un lider activ, se retrăsese deja din aparatul de stat și își petrecea timpul dedicându-se pasiunilor sale, lăcătușeria și zidăria. În 1793, cel care legitimase și finanțase prima revoluție în numele drepturilor omului a fost decapitat în numele poporului francez. Finanțarea și susținerea Revoluției Americane de către Ludovic al XVI-lea au pus în mișcare atitudini și acțiuni care l-au costat în primă fază tronul și apoi capul. Pentru el și probabil pentru miile care și-au găsit sfârșitul în teroarea Revoluției franceze, a fost o greșeală care a schimbat lumea. A fost și o greșeală care a asigurat independența americanilor și a adus la ascensiunea lui Napoleon.